contextul internațional devine din ce în ce mai tensionat. Dacă este să luăm în calcul toate declarațiile făcute în cascadă în ultima perioadă de lideri politici, dar și de generali, de lideri ai armatelor din Europa, care spun că dacă Ucraina pierde, atunci este foarte posibil ca Rusia să nu oprească războiul la granițele ei. Domnule Naumescu, cât de real credeți că este acest pericol? Este evident că în eventualitatea nedorită a unei victorii în Ucraina, armata rusă ar putea merge mai departe. Se știe deja, este previzibil că o posibilă țintă, prima la rând, ar fi Republica Moldova, dar nu suntem încă acolo, nu suntem încă în acel scenariu iminent. Pentru a ataca Republica Moldova, Rusia ar trebui să treacă mai întâi de Odessa. Iar Odessa, așa cum știm, este foarte bine apărată în acest moment, deci cel puțin pe termen scurt, scurt și mediu, nu avem nici cel mai mic indiciu că armata rusă de ocupație ar putea ajunge în Republica Moldova. Dar sigur că nu trebuie așteptat un asemenea scenariu. Este evident că strategii militari se pregătesc pentru toate variantele și, așa cum am văzut, discuțiile acestea au avansat foarte repede în Europa în ultimele luni. Am văzut declarații de la importanți lideri politici și militari în Germania, în Suedia, în Finlanda, în Marea Britanie, că urmează o pregătire a Europei pentru război. Pregătire pentru război nu înseamnă că noi dorim război. Noi Europa sau noi NATO. Și dacă lucrul acesta se va întâmpla, nu va fi decât un război de apărare al Alianței Nord-Atlantice și al Europei. Pe de altă parte, știm foarte bine, este extrem de frecvent utilizată astăzi expresia civis pacem parabellum. Da? Cine dorește pace trebuie să se pregătească pentru război. Asta trebuie să facă acum democrațiile europene și spațiul occidental integrat, euroatlantic, să se pregătească pentru război, pentru a arăta Rusiei că Alianța Nord-Atlantică dispune de o forță militară, de tehnologie și de o coordonare și de o voință politică, desigur, imbatabile, pentru că numai astfel putem spera la o descurajare a Rusiei de a trece la etape următoare ale ofensivei în Europa de Est. După deblocarea finanțării de către Uniunea Europeană pentru Ucraina, considerați, pentru că până acum se discuta, se punea pe masă și scenariul posibilității ca Ucraina să nu mai facă față dacă nu este ajutată financiar și cu armament. Acum, după deblocarea acestei finanțări, în lipsa celei americane, considerați că Ucraina își poate reveni pe front? Deocamdată, pachetul de ajutor financiar votat, deblocat de Uniunea Europeană, de 50 de miliarde de euro, este foarte binevenit, reprezintă un balon de oxigen pentru armata ucraineană, care se vede nevoită să facă față, să reziste unei noi ofensive rusești, pentru că acesta este momentul în care ne aflăm în acest război. Asistăm la o nouă ofensivă rusească în estul Ucrainei. Deci, deocamdată, probabil pentru câteva luni până în vară, această sumă va fi folosită de Ucraina pentru a achiziționa muniție, pentru că aici este principala problemă Ucraina în momentul de față, nu atât vehicule militare sau armamentul, cât deficitul de muniție. Aici trebuie cumpărat urgent și trebuie cumpărat masiv. Dar nu va fi suficient, așa cum bine ați observat. Ar fi foarte important ca democrații și republicanii să găsească în Congresul Statelor Unite o formulă de înțelegere pentru a trece un pachet de ajutor financiar și militar pentru Ucraina. Tocmai am văzut vestea că s-a ajuns la o înțelegere bipartizană în Senat, deci la nivelul senatorilor democrați și republicani. Din păcate, blocajul continuă să se mențină în Camera Reprezentanților, unde noul lider al Camerei Reprezentanților, care este un apropiat și un membru al facțiunii MAGA, a fostului președinte Donald Trump, continuă să susțină că va bloca
acest pachet, dar eu nu exclud ca aceste declarații să fie într-un context electoral sau într-un context de negociere în care se dorește, practic, obținerea unei versiuni la Camera Reprezentanților care să pună mai mult în lumină temele republicane. Pentru că știm, republicanii spun că ar condiționa acordarea unui nou ajutor financiar pentru Ucraina de măsuri anti-imigrație, pe care ei le consideră prioritare pentru securitatea statului. Deci, probabil din acest joc al intereselor între democrați și republicani, s-ar putea naște, sperăm, un compromis în săptămânile următoare, foarte necesar, repet, pentru Ucraina, în ideea de a rezista acestei posibile noi ofensive a Rusiei. În legătură cu avertizmentele, chiar unele dintre ele au fost foarte clare. 2025, anul în care Europa ar trebui să se pregătească de război. Deci, în legătură cu aceste avertizmente, ar trebui să ne facem griji mai mult decât să ne dăm seama că trebuie să ne pregătim și să ne pregătim și armata noastră și Europa să-și pregătească mai bine apărarea. Considerați că s-ar putea ajunge la acest scenariu negru în care Rusia să meargă spre țările Baltice și să atace practic NATO, adică să implice forțat NATO în acest război? Orice este posibil. Am urmărit interviul cu șeful Statului Major General al Armatei, un interviu foarte, foarte oportun, foarte inspirat, foarte corect. Mă bucur că a apărut în spațiu public românesc și că a transmis domnul general acest semnal util, repet. Este cazul ca și noi în România să pornim această dezbatere națională pertinentă, lucidă, într-un moment în care avem un război la granițele României, un război care nu dă semne că se va încheia curând, nu se va încheia în acest an, și într-un moment în care relațiile sunt de ostilitate extremă între Rusia și Occident, între Rusia și Statele Unite. Acum, sigur că România este membra Alianței Nord-Atlantice, beneficiem de garanțiile de securitate oferite de articolul 5 al tratatului. Asta nu înseamnă însă că nu putem, că ar trebui exclus din start scenariul unei confruntări între Rusia și NATO. El nu este, repet, nu numai că nu este o certitudine, este un scenariu în acest moment puțin probabil, în opinia mea, pe termen scurt. Rusia nu va fi în măsură să atace NATO, pentru că războiul din Ucraina, care durează deja de 2 ani, i-a slăbit foarte mult capacitatea militară. Deci nu văd Rusia capabilă să declanșeze o ofensivă împotriva unui stat NATO, deci împotriva întregii alianțe, pe termen scurt. Dar asta nu înseamnă că Rusia nu se poate întări din nou în anii următori, nu își poate reface capacitatea militară și să pregătească un atac pe scară largă, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimii 15-16 ani. Fiecare nouă agresiune a Rusiei a fost mai mare decât precedentele. Să ne amintim, regimul Putin a început cu un mic război de 5 zile împotriva Georgiei, în august 2008, și a ocupat regiunile Abhazia și Osetia de Sud. După 6 ani a urmat o lovitură mai importantă, anexarea Crimeei. După care, sigur, iarăși s-a negociat un fel de armistițiu, încetarea focului în acordurile de la Minsk în 2015, care a durat 7 ani și am văzut în februarie 2022 o invazie pe scară largă a Ucrainei. Deci fiecare nouă agresiune a fost mai mare decât precedenta și a implicat capacități mai mari.